ființa națională, ființa creștină a poporului român, reprezintă demnitatea și, dacă vreți, o mândrie care poate fi împărtășită în orice cadru și în orice format de dialog academic. În egală măsură, am constatat că și comunitatea ucraineană din România, evident că și-a ales pentru împărtășirea acestor valori naționale și-a ales, evident, la fel ca și întreaga Ucraina și statul ucrainean și-a ales acest reprezentant demn de a fi numit cel mai important ucrainean în rândul ucrainenilor și poetul național care reprezintă cel mai bine esența ucraineană. Taras Șevcenco, care este studiat, care este proslăvit de către ucrainenii din România și care reprezintă în egală măsură, la fel ca și pentru românii din Ucraina, esența și mândria națională. Pornind de la aceste concepte foarte frumoase, de la oameni și personalități care pot clădi și care pot sintetiza valori, Eminescu și Șevcenco, mai ales astăzi, dacă vorbim la Cernăuț, spațiul interferențelor culturale, spațiul care ne obligă să cunoaștem, în primul rând, valorile noastre comune, valorile noastre vecine, valorile care ne reprezintă într-un context favorabil, într-un context care ne este prielnic și care clădește și astăzi. Eminescu în Ucraina este un concept la care aspiră comunitatea românească într-o formă foarte, într-o formă chiar de invidiat uneori, dacă vorbim dintr-o perspectivă. Eminescu a fost în Cernăuț. Urmele lui Eminescu, slavă Domnului, s-au păstrat foarte bine. Casa în care a locuit și în care Eminescu și-a clădit primele impresii și primele valori ale poporului, iată că rămâne intactă și rămâne un refer pentru românii, nu doar în Ucraina, ci pentru românii de pe cuvinte. Dar România și care, într-un final, ne va prezenta această prezență a lui Eminescu la Cernăuți și ne va obliga la înfăptuirea unei uniri spirituale foarte, foarte importante. Eu mă bucur că astăzi este domnul Antoficiu aici, cel care este prezent, în rândul ucrainenilor din România, cel care cunoaște foarte bine aspirațiile ucrainenilor din România de Sud, cel care cunoaște ideile despre Șevcenco în România și ne va împărtăși gândurile lui în ceea ce privește poetul național al poporului ucrainean, Poetul Național al Poporului Vecin, subliniez acest fapt, este foarte important și mă bucur că avem studii, avem cercetări, avem foarte multe interpretări foarte interesante în ceea ce privește Ina Eminescu în Ucraina, în ceea ce privește Taras Șevcenco în România. Sunt personalitățile care leagă poporul nostru, popoarele noastre, într-o formă culturală și literară. Sunt personalitățile care reprezintă aceste două popoare vecine foarte bine. Personalitățile care s-au sacrificat pentru acest ideal, pentru a reprezenta poporul său într-o formă inedită și pentru a lupta pentru idealurile naționale
ale popoarelor și ale națiunilor. Vorbesc foarte mult. Îmi dau seama, dar nu pot simplifica discursul meu și argumentația mea în termeni foarte coerenți și foarte sumari. Pentru că vorbim despre personalități, vorbim despre esențele lor popoare, popoare care sunt vecine și evident că spațiul meu de exprimare și de manifestare ar trebui să fie mult mai răzleț și mult mai cuprinzător. Dar mă bucur și vă spun cu întreaga mea sinceritate de inițierea acestor dialoguri culturale și interculturale care sunt binevenite și care au această esență și acest rol de a împărtăși valorile lui Eminescu în Ucraina și valorile lui Șevcenco în România. Vă spun sincer că poporul român cunoaște foarte puțin, dacă nu spun aproape deloc despre dumneavoastră ucrainenii și viceversa, ucrainenii știu foarte puțin despre valorile poporului român. Așadar, se cuvine ca să inițiem dialogul nostru, în primul rând, la nivel academic, nivel academic care poate fi înțeles și mediatizat în acest moment într-o diversitate de mijloace de exprimare în masă. Și mă bucur că acest lucru este inițiat de lectoratul de limba română în cadrul Facultății de Litere a Universității Naționale Iurii Fetcovici din Cernăuți. Mă bucur că asistă la această discuție oameni care se fac demni de această discuție, academicieni și profesori, personalități care cunosc în esență valorile celor două popoare. Vă ziceam că relațiile noastre cele mai interesante și cele care sunt sincere ar avea acest punct de sprijin în noiembrie 2013, Revoluția Demnității Maidan, așa cum este cunoscută și interpretată și înțeleasă această mișcare de democratizare în Ucraina, dar valorile noastre și relațiile noastre sunt foarte profunde. La nivelul personalităților noastre celor mai importante, evident că au existat și sunt relații foarte frumoase, da? Vorbim despre Eminescu, născut în 1850, vorbim despre Șevcenco, născut în 1814. Toate aceste valori care reprezintă aceste două esențe ale popoarelor sunt foarte importante. Și sfârșitul lui Șevcenco, 1861, când în Ucraina a fost, într-adevăr, anulată o stare, era reforma, cum se numește, sclavia, da. A fost anulată o oarecare interdependență, iobăgia, da. Iobăgia a fost anulată, iobăgia, idealul lui Șevcenco, dar și în 1889, când idealul românești sunt interpretate din altă formă și unul și altul. Acești poeți foarte impresionanți pentru noi au luptat. Și acesta este cuvântul și mesajul pe care vreau să-l transmit prin intermediul acestei discuții și mese rotunde, căci pentru adevăr și pentru susținerea ideilor importante este nevoie de eforturi și luptă. Și Eminescu și Șevcenco au luptat pentru împărtășirea acestor valori sfinte. Și lupta lor, iată că a fost o luptă foarte serioasă. Din cauza împărtășirii și din cauza acestor valori pe care le-au impresionat în rândul
iată că la un moment dat au fost situații fatale care au indus și care au generat conflicte serioase.